Un accident rutier a avut loc în această după-amiază în Drobeta, Turnu Severin, după ce un autoturism nu a oprit la indicatorul stop. În urma impactului au fost declarate 3 victime, dintre care 2 au refuzat transportul la unitatea medicală. În această după-amiază, un accident rutier s-a produs la intersecția străzilor Adrian cu Vasile Alexandri. La fața locului s-au deplasat 2 echipaje de poliție, un echipaj SAJ și o ambulanță SMURD. Chiar dacă mergem pe un drum cu prioritate, trebuie să conducem atent și preventiv, pentru că altfel se poate întâmpla să fim implicați, fără vina noastră, într-un accident rutier cu urmări tragice. Mașina asta, am înțeles, Fordul n-a oprit la stop și a dat într-o mașină care venea pe Adrian. Victima a fost transportată la spital? Poftiți, da, am văzut o salvare că a luat-o de aici, la spital, da. Au avut viteza? După cum se vede, Fordul ăsta s-ar putea să fie avut. Da. Dumneavoastră ați venit după? Da, bineînțeles, da. După, am văzut mașinile de poliție și pompieri și de-aia am oprit să văd și eu, da. Da. S-a întâmplat și astăzi în Drobeta, Turnu Severin, când un autoturism care circula pe un drum cu prioritate nu a mai putut evita impactul cu un alt autoturism care nu a făcut stopul la intersecția străzilor Adrian Colț cu Vasile Alexandrie. Detașamentul de pompieri Drobeta, Turnu Severin a intervenit în municipiu la intersecția străzilor Vasile Alexandri cu Adrian la un accident rutier produs între 2 autoturisme. Din accident au rezultat 3 victime, 2 au refuzat transportul la OPU, una a fost transportată la OPU de către Serviciul Județean de Ambulanță. Am intervenit cu auto specială de lucru papă și spumă și o ambulanță SMURD. Deși accidentul s-a soldat în mare parte doar cu pagube materiale, au existat și 3 victime, dintre care doar una a mers la Spitalul Județean de Urgență pentru investigații medicale.